De multe ori, în perioada sărbătorilor de iarnă, avem senzația că toată lumea stă în loc anticipând Crăciunul. Toată lumea e în căutare de cadouri, oamenii fac gesturi frumoase, iar zâmbetele luminează mai multe fețe decât în restul anului. Demersurile legale sunt printre singurele care merg înainte, imperturbabile, de aceea Moș Nicolae ni l-a adus în studio pe avocatul Răzvan Vasiliu, care va răspunde întrebărilor voastre privind legislația muncii. Bună dimineața, Răzvan! Pentru că este ultima săptămână din acest sezon, am să te rog să ne faci astăzi un prezumat al Ordonanței 111 din 2010. Trebuie să pornim de la ideea că statul ocrotește atât mamele cât și părinții aflați în concediile de creștere și îngrijire a copiilor. În acest sens, legiuitorul a instituit o serie de interdicții în sarcina angajatorilor în ceea ce privește persoanele, femeile însărcinate, lucrătoarele însărcinate, în sensul că acestea nu pot fi concediate de la momentul la care acestea află și își anunță angajatorul cu privire la starea de graviditate. Pentru ca interdicția de concediere să funcționeze, este impetuos necesar ca salariata însărcinată să își înștiințeze angajatorul. În scris este bine, în dublu exemplar să fie făcută înștiințarea pentru ca să păstreze și ea o copie cu număr de înregistrare, iar la această înștiințare să atașeze acte medicale din care să rezulte situația ei. După momentul în care ea și-a anunțat angajatorul, angajatorul nu o mai poate concedia. Este foarte important. De asemenea, tinerele mame care au născut au obligația și nu dreptul de a beneficia de un concediu postnatal în quantum de 42 de zile, cel puțin 42 de zile, acestea sunt obligatorii, perioadă de concediu pe care nici angajatorul nu o poate refuza. După aceste 42 de zile, care se acordă strict numai mamelor care au născut, oricare dintre părinți poate opta pentru un concediu de creștere și îngrijire a copilului. Fie că este vorba de un concediu pe o durată de un an de zile, fie pe o perioadă de 2 ani de zile. Atenție foarte mare, în schimb, când alegeți varianta de concediu. Pentru că odată ales concediul de un an de zile, nu vă mai puteți schimba opțiunea pentru concediul de 2 ani de zile și viceversa. Ați optat pentru concediul de 2 ani de zile, nu mai puteți reveni să alegeți concediul de un an de zile. Pe perioada cât oricare dintre părinți beneficiază de acest concediu de creștere și îngrijire a copilului, indiferent că este vorba de cel de un an de zile sau de cel de 2 ani de zile, beneficiați de o indemnizație de creștere a copilului, care se calculează ca o medie de 85% din media veniturilor nete obținute în ultimele 12 luni anterioare momentului nașterii copilului. Este foarte important, de asemenea, de știut în momentul în care optezi pentru concediul și indemnizația de creștere de un an de zile sau 2 ani de zile, în ceea ce privește cuantumul acestei indemnizații. Dacă alegeți un concediu și o indemnizație de până la un an de zile, dezavantajul este stați mai puțin cu micuțul acasă, în schimb, indemnizația este mai mare și se calculează, cum am spus, procent din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, legiuitorul prevăzând o limită mică, minimă și o limită maximă a acestei indemnizații, care nu poate fi mai mică de 600 de lei și 3400 de lei maxim. Persoanele care optează pentru concediul de creștere și îngrijirea copilului de până la 2 ani de zile beneficiază de o indemnizație a cărei valoare este cuprinsă între 600 de lei, dar limita maximă este plafonată la 1200 de lei. Deci, avantaj, stai mai mult cu copilul acasă, dar primești mai puțin bani. Oricând, părintele care a solicitat și beneficiază de concediul de creștere și îngrijirea copilului de până la un an, poate renunța la acest concediu și primește un stimulent de inserție până la momentul care se acordă, până la momentul la care copilul face un an de zile. Valoarea acestuia este de 500 de lei, este o valoare fixă. Părintele care a optat pentru concediu de creștere și îngrijire a copilului de până la 2 ani de zile, este noutatea introdusă prin modificarea adusă de legea 166, poate beneficia și el de acest stimulent de inserție numai după momentul la care copilul împlinește vârsta de 1 an de zile. Este foarte important de știut că oricare dintre drepturile prevăzute de Ordonanța 111 se acordă pe bază de cerere din partea părintelui și se plătesc de către instituțiile abilitate de la momentul la care este formulată cererea. Răzvan, îți mulțumesc mult pentru explicații și pentru că ai fost alături de noi întregul sezon. Ai ajutat mămicile să înțeleagă mai bine litera legii. Și spiritul. Și spiritul legii, pentru asta îți rămânem recunoscători.
Și eu vă mulțumesc. Iar voi, dacă aveți întrebări legate de indemnizații, alocații sau concedii maternale, scrieți-ne pe totuldespremame.ro sau direct lui Răzvan pe adresa răzvan@totuldespremame.ro.